ce-mi dă putere să muncesc, să-i strâng avere și să-i fac orice plăcere. Doar de bine stai departe, căci băiatul o să-mi poarte numele de mai departe. Măicuță, când m-ai născut, mi-ai pus mir în nașternut și o floare de busuioc, mama, să am în viață noroc. Măicuță, când m-ai născut, mi-ai pus mir în nașternut. V-a plăcut, nu? Dragii mei telespectatorii, vreau să știți că nu că e fina mea... Stai că a ieșit altceva. Nu că e fina mea. Nu că e fina mea. Stai cu o voce ca Mihaelei, nu o să mai găsiți, nu o să mai auziți. Nu să mai naște. Nici chiar așa mai naște. Toate genurile de muzică le cântă excepțional Mihaela Staicu! La improvizație, la improvizație nu o să mai cântăm. O să învățăm un pas, ceva, o păi de, văzut de picioarele, era am ca văzut, un oliv. Dacă o ținea așa cu pasul ăsta... Nu știu cum, eram... Și pusem invers. Ești un pic. Picioarele, nu știu cum. Loret, mă încurcă, bă, băiatul. Da? Ia dansează un pic cu ea sârba de da, mai eu devreme. Nu știu, bă, că are alt paș. Ia, dar tu ia cum ai... Dă-i sârbă puțin. Ia încercați, ai noi. Eu nu știu să dansează sârba. Hai o sârbă, dacă hai că meseriașul prost de viață, scuze. Hai o sârbă, nu... hai o sârbă. Hai o sârbă, să dau și eu mine. Aplauze pentru Dorin Drabo, pe șurere. Ia, dați voi așa ceva la aici. Dați voi așa ceva. Ia să vedem despre ceva. Hai, hai. Hai, dați o sârbă așa voi. Hai! M-am descurcat, ce porumb, sfeclă. Nici, da, doamna Floarea, ia veniți aici, ia veniți aici. Ia să zice sârba cum a cântat-o pentru domn Dorel. Ia luați-l pe Dorel și vârtiți-l. Acum mi-a revenit și eu. Am văzut. De ce m-ați oprit? Haideți să zic că nu Loret, știe nici Loret, ascultă-mă pe mine, că eu știu calitățile lui Dorel. Pentru mine, în lumea noastră a manelelor, Dorel de la Popești e numărul unu, stimați invitați, stimați. Română, mulțumesc frumos. Ești. Și la sărbărul lui cealaltă. Ești, mă, ești. Și la sărbă cum sunt. Ești bine și la sărbă. Hai să ne ceva, că de dansat am văzut. Da, sunt bine, nu la sărbă. Mulțumiți. Domnul Dorel, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi în spectacol și acum și mai înainte. Multă sănătate lui domnul Adi, că aduce așa Florica, muzică. Doamna Florica, doamna Floarea, ce v-a plăcut cum a dansat? În primul rând, mi-a plăcut muzica și e sârba pe care noi o iubim foarte mult. Dânsul a jucat foarte bine, dar ți-a așa e la început. Nimeni nu s-a născut în voia. Hai să ne cânte ceva. Să ne cânte, să vă ascultăm cu plăcere. Cântă-ne ceva, hai. Aș vrea să am sănătate pe câți am ținut în spate și la câți am făcut bine.
Aș vrea să n-am bani și zile, aș vrea să n-am sănătate. Pe câți am ținut în spate și la câți am făcut bine. Aș vrea să n-am bani și zile, m-am convins și nemne, frate, buzunarul de la spate. Și buzunarul din față, sunt satul de lumea hoață. Mi-e prieten și mi-e frate, buzunarul de la spate. Și buzunarul din față, lumea-i perversă și hoață. Eram cel mai fericit, de-aș avea câți bani am dat. Trăiam ca un împădat, de-aș avea cât am pierdut. Azi eram cel mai fericit, de-aș avea câți bani am dat. Azi trăiam ca un împărat. M-am convins și nemne, frate, buzunarul de la spate. Și buzunarul din față, sunt sături de lumea hoață. Mi-e prieten și mi-e frate, buzunarul de la spate. Și buzunarul din față, lumea-i perversă și hoață. Ce-are fraierul în minte, că la primul colț mă vinde. Să-l am bani de câtul lemn, pe câți am șmecherit eu. Dar am știut dinainte, ce-are fraierul în minte, că la primul colț se vinde. M-am convins și nemne, frate, buzunarul de la spate. Și buzunarul din față, sunt satul de lumea hoață. Și mi-e frate, buzunarul de la spate. Și buzunarul din față, lumea-i perversă și hoață. Dar rămâne altă cine are grijă de mine, vă arăt. Poți să le trec tu, că nu e problemă. Mulțumesc din suflet, să rămână. Mă uit la tine așa. Da. Și... și mai faci atât. Nu. Vreau să te întreb ceva, dar mai bine te întreabă Cocoș. Pentru că am vrut să te întreb exact ce vreau. Ia zi, fratele meu. Dă-te aproape. De unde te-ai exprimat tu să iei... De unde mă inspir? Da. De unde te inspiri, am zis. Din viața de zi cu zi. Buzunarul de la spate? Da. Sincer să fiu, aș vrea să aduc, dacă tot mi-ai pus întrebarea asta... Am mers și am cântat la un prieten al meu, la un care e prieten de familie și cu nașul meu, cu Marian Bijutieru, Alin, da, care este nașul Rugicuță. Da, da, știu. Și datorită lui a ieșit această piesă. Nu știu ce vorbea el, avea o chestie din asta, buzunarul de la spate. Mamă, zic, asta e bună, zic. Și de acolo mi-a venit ideea asta să fac, mi-e prieten și mi-e frate, buzunarul de la spate. Deci să-i dea Dumnezeu și... sănătate lui Alin, de prietenul nostru. Da. Îl salutăm și noi cu toții. Nu știu dacă tu ai văzut nașul meu. Și lui nașul meu, care e viața mea. Și nașul mi-a zis: fine, ai grijă că cea mai bună melodie după tot albumul tău este aia cu buzunarul. Deci inspirația, da? A fost bine dată. De... ia acest microfon de live. Microfon de live. Așa. Ai aici, ce ton e ăsta? Sol? Sol minor. Ia vino, nu, că vino încă. Lasă, stai acolo, că vin eu lângă tine. Mai dă-ne un microfon. Ce tot așa? Tot așa? Rămâi aici tu, da? Rămâi cu mine. Eu vin aici lângă... lângă fina.
și încercăm să facem ceva pe melodia ta, da? Sigur. Aplauze încă o dată pentru Dorel de la Popești. Să vă dea Dumnezeu sănătate și fericire. Ce-mi doresc eu mie, să vă dea Dumnezeu dumneavoastră. Aș vrea să am sănătate pe cât ți-am ținut în spate. Aș vrea să am bani și zile la câți eu le-am făcut bine, la câți eu le-am făcut bine. Hai și Mihai la o strofă. Aș vrea să am sănătate. Bine! Au pe câți am ținut în spate. Aș vrea să am bani și zile la cât eu l-am făcut bine. De-aș avea cât am pierdut. Au, eram cel mai fericit. Și avea câți bani am dat, deja avea câți bani am dat. Trăiam ca un împărat, ca un împărat. Oh, Doamne. Și cea mai frumoasă strofă, refrenul. Doi, trei, și... M-a convins și nebe, frate, buzunarul de la spate. Și buzunarul din față, sunt sături de lume în coață. Dar mi-e prieten și mi-e frate, buzunarul de la spate. Și buzunarul din față, lume perversă și coață. Haide, haide, haide! Am dat, aș trăiam ca un împărat. Aș avea cât am pierdut, aș eram cel mai fericit. Să aveam bani de cât un meu, pe cât am spenit eu. Dar am știut dinainte ce are fraierul mine, că la primul colț spune. Dar m-am convins și mie, frate, buzunarul de la spate. Și buzunarul din față sunt sături de lumea voastră. E pe el și mie, frate, buzunarul de la spate. Și buzunarul din față sunt de perversă și voastră. Poți vorbi la maniera, că e ok, da? Poți te odihnești un pic? Sigur, că ai mulțumesc. Transpirat, ai strampirat cu totul. Transpirit. Da, nu melodia asta. Nimic, mai cântăm altceva, ce-ți mai frumos. Cristi, te rog frumos să vii alături de mine. Da. Da? Adrian. Da, băi, Adriane. E și așa, e omule. Bine ai fost, măi. Da, mă, mă, uite, pe aici, la București, măi. Da? M-am grătă și pe aici. Cum e la București? Foarte bine. Da? Foarte bine, dar cu oameni în casă, așa, ca publicul și la, aici, ca la Canal D. Ce ne cânti?
O să cânt și o manea. Da, te rog. Muzica asta lăutărească... Vezi că ai rămas setat pe moldovenește. Muzica lăutărească, cred că în ea se cuprinde, muzica lăutărească cuprinde, scuze, mai multe genuri, nu? Da. Ore, sârbe și maneaua. Hai să ne cânti, da? Să vă cânt mai bine. Uite aici microfonul la Loret. Și ce stil unica frumos zâmbești, frumos, frumos mă privești. Joacă-mi, regina mea, joacă-mi, nu te lăsa. Joacă-mi pentru mine, că mi-e mare drag de tine. Joacă-mi, regina mea, joacă-mi, nu te lăsa. Joacă-mi